acorduri de vals într-un cadru plin de eleganță și rafinament, vă spunem bună seara, doamnelor și domnilor, la cel mai spectaculos eveniment al anului, Balul Operei 2024. În următoarele ore, vă invităm să vă bucurați alături de noi de o seară cu totul specială, demnă de cea de-a 30-a ediție a Balului Operei. Veți vedea, opera română din Cluj-Napoca a pus în scenă astăzi o adevărată poveste, totul de la decor, la ținutele strălucitoare și invitații de renume internațional sunt, așa cum spuneam, o poveste pe care o trăim în această seară împreună. Numele meu este Sorina Noroc și în următoarele minute vă invit să-i primim alături pe cei mai importanți invitații din această seară și vom începe, desigur, cu gazda acestui eveniment, domnul Florin Estefan, managerul Operei Române din Cluj-Napoca. Bună seara, vă mulțumim pentru invitația la Balul Operei. Bună seara, eu vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături în toate evenimentele pe care noi, Opera Națională Română din Cluj, le facem și Televiziunea Română este de fiecare dată un partener solid și de nădejde, ceea ce ne bucură și ne onorează totodată. Spuneți-ne, vă rog, ce înseamnă această ediție aniversară pentru Opera Română din Cluj-Napoca, un număr foarte frumos, 30. 30 de ani de când s-a făcut într-o manieră curentă, organizat de domnul dr. Mico, în parteneriat cu managementul instituției, management care s-a tot schimbat pe parcursul anilor, însă au mai fost o serie de ediții, începând cu anul 1986, sub forma unor gale, organizate de maestru Emil Strugaru, care era manager la vremea respectivă și așa a debutat cumva Balul Operei la Cluj. Sunt 30 de ani de când se numără și de când se organizează într-o manieră curentă prin perseverența domnului dr. Matei Mico, iar din 2018 brandul a devenit proprietatea instituției și îl organizăm noi. Moment în care i-am dat o nouă formă, un nou format cu trei părți, așa cum îl știm, și format care nu se schimbă de la an la an. Ceea ce aducem nou este doar programul artistic și invitații de marcă pe care îi invităm în fiecare an. Conceptul nu se schimbă, dar asta nu înseamnă că evenimentul nu evoluează cu fiecare an. Din 2015 reprezentați instituția, cum simțiți că se schimbă poate Balul Operei cu fiecare an și de ce oamenii sunt atât de îndrăgostiți de acest eveniment? În 2015 mi-amintesc că când preluase managementul instituției a fost chiar cu câteva zile înainte de Balul Operei și primul meu eveniment pe care îl organizam, n-am avut o mare implicare pentru că eram doar de câteva zile în funcție, dar primul șoc sau duș rece pe care l-am avut a fost chiar Balul Operei și are așa o semnătate pentru mine. Balul crește de la an la an prin calitatea produsului pe care noi îl livrăm, de la luminile pe care le avem și ne updatăm de la an la an, de la florile pe care le punem, scaunele, serviciile pe care le avem, cresc calitativ de la an la an. Din păcate, challenge-ul cel mai mare este să facem rost de bani ca aceste schimbări și update-uri pe care le facem, upgrade-uri pe care le facem, să fie și susținute. Și pentru asta eu sunt mai mult decât recunoscător Fundației Transilvania Leaders, care este partenerul nostru coorganizator de nădejde, fără de care nu acest bal nu ar putea să aibă loc, și tuturor sponsorilor, partenerilor care se implică și ne ajută de la an la an. Ce vă propuneți cu fiecare ediție atunci când vorbim despre public? De fapt, ce doriți să transmiteți publicului prin acest eveniment, Balul Operei? Publicul este un personaj deosebit de important în bal. Dacă publicul nu respectă dress code-ul, dacă publicul nu se implică, așa cum spuneam, ca și personaj, balul cade. Publicul are un rol esențial în partea a treia, când rămân și sala se transformă într-un salon imens și pot să danseze pe muzica interpretată live, de muzica reprezentativă a apărării naționale, care ne onorează, iată, a doua oară și credem și suntem convinși că devine o tradiție acest parteneriat. Îmi doresc foarte mult, nu neapărat de la public, publicul să respecte ceea ce le cerem noi și să aibă o implicare în bal prin participarea lor și nu numai, ne pot și susține dacă vor în avans și există toate pârghile prin care să ne fie alături, însă îmi doresc de la an la an să creștem nivelul calitativ al produsului, artistic, să avem invitați tot mai de marcă și să ne scriem pe același piedestal cu celelalte instituții din lume care organizează baluri la proporțiile astea. Bineînțeles, noi respectăm proporția după dimensiunile teatrului și a posibilităților pe care le avem.
Dați-ne câteva detalii, vă rog, despre ce se va întâmpla în această seară. Nu a mai rămas mult, dar suntem totuși curioși. Trei părți, o să vorbesc repede, că știu că n-avem mult timp. Trei părți, așa cum știm. Prima parte este o parte artistică cu decernarea unor trofee. Îi avem invitați pe maestru Constantin Orbelian, care este directorul muzical al New York City Opera. Soprana Ecaterina Siurina, tenorul Steven Costello, pe care îi găsim pe afișele celor mai importante teatre lirice din lume. Avem de fiecare dată și un artist instrumentist invitat și în această seară vom avea un saxofonist în persoana maestrului Federico Mondelci, ansamblul de balet și soliștii balerine ai Operei Naționale Române din Cluj, alături de Orchestra Operei Naționale Clujene. A doua parte Dineul, a treia parte Alles Walzer, cum am spus, pe muzica interpretată live de colegii noștri militari. Vă mulțumim foarte mult, seară minunată și încă o dată mulțumim pentru această invitație la bal. Eu vă mulțumesc și vă doresc să vă simțiți bine alături de noi. Vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc, vorbim despre cea de-a 30-a ediție a Balului Operei, o ediție aniversară care își propune să ofere publicului un adevărat spectacol și o adevărată poveste. Noi continuăm să primim invitații aici pe covorul roșu, în foaierul Operei Române din Cluj-Napoca și avem onoarea în această seară să o avem alături pe doamna Raluca Turcan, Ministrul Culturii. Bună seara, bine ați venit la Cluj, bine ați venit la bal. Bună seara, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, dacă ați mai fost la o ediție a acestui eveniment sau este o premieră pentru dumneavoastră? Este pentru prima dată și am răspuns cu mare bucurie, pentru că a fi alături de lumea culturală clujeană și în același timp de mari artiști care sunt aplaudați pe scenele din România și din străinătate, este un privilegiu și mă bucur că aici, în Cluj-Napoca, acest bal al operei a devenit deja un eveniment emblematic. Oferiți-ne, vă rog, așa o primă impresie. Cum vi se pare decorul, ținutele, atmosfera de aici? Eleganță. Cred că acesta este cuvântul care caracterizează evenimentul și, în același timp, oamenii sunt foarte încântați de un moment cultural de calitate și mi-aș dori foarte mult ca în România să fie mai multe evenimente culturale de calitate. Cum vedeți activitatea Operei Române din Cluj-Napoca? Știu că ați mai fost aici la un spectacol, așadar vă este familiar opera din Cluj, artiștii de aici? Este o instituție culturală care încearcă să deschidă porțile către public, să se reinventeze și să atragă în permanență publicul. Faptul că spectacolele se joacă cu casa închisă este un semnal cât se poate de încurajator și de aceea, ca ministru al culturii, sunt alături de această instituție, atât pe partea de susținere a activității culturale, cât și cu o investiție mult așteptată de clujeni, de locuitorii din Cluj-Napoca în special, și anume refacerea în integralitate a clădirii operei și teatrului, pentru că sunt în aceeași clădire. Și ministerul este deja cu motoarele turate la maxim, cu faza de proiectare a refacerii acestei minunate clădiri. Ne bucură foarte mult această veste. Cum vedeți colaborarea dintre mediul de afaceri și instituțiile culturale, având în vedere că acest eveniment este coprodus de Opera Română din Cluj-Napoca și Fundația Transilvania Leaders? Este un model de colaborare de bun augur și faptul că au ajuns la cea de-a 30-a ediție demonstrează că parteneriatul dintre o instituție publică de cultură și o fundație privată poate să funcționeze bine, cu rezultate, și cei câștigați sunt iubitorii de cultură. Vă mulțumim foarte mult, să aveți o seară extraordinară aici la Cluj. Mulțumesc și dumneavoastră la fel și telespectatorii să se bucure și să se simtă pe valurile valsului din această seară. Vă mulțumim tare mult!
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că spectacolul poate fi urmărit în direct pe TVR Cultural și TVR Cluj și online pe paginile de Facebook TVR Cluj și Radio România Muzical. Artiștii vor evolua în această seară alături de Constantin Orbelian, maestrul dirijor, nominalizat de 4 ori la premiile Grammy, director muzical și dirijor principal la New York City Opera, una dintre cele mai importante instituții de cultură din Statele Unite ale Americii. Spectacolul va fi regizat de Mihaela Sandu. Continuăm să le spunem bun venit invitațiilor la Balul Operei, iar alături de noi este domnul Daniel Metz, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri, Fundația Transilvania Leaders. Bună seara, bine ați venit la bal! Bine v-am regăsit, mă bucur nespus de mult să fiu prezent la 30-a ediție a Balului Operei, în contextul în care în ultimii ani Fundația Transilvania Leaders a preluat coorganizarea acestui eveniment și asigură resursele financiare necesare, astfel încât acest eveniment să meargă mai departe la o dimensiune de tip premium, cum ne dorim să fie, reprezentativă pentru orașul nostru, cu multă încredere, motivație și pasiune. Din 2019 sunteți coorganizator al acestui eveniment. Da. Spuneți-ne, vă rog, cum simțiți că a evoluat Balul Operei cu fiecare an? Sigur, au fost și pandemia care a impus anumite obstacole, dar totuși au fost deja câteva ediții. Da, eu cred că de an la an avem un salt calitativ, avem o țintă, desigur, avem o viziune, știm unde vrem să ajungem. În primul rând ne dorim ca acest eveniment să fie evenimentul anului la noi în cetate, la noi în Cluj-Napoca, și asta înseamnă că trebuie să-i asigurăm un nivel calitativ foarte ridicat, cu o reprezentație de înaltă calitate, să avem ținuta, inclusiv ținuta spectatorilor, să fie corespunzătoare evenimentului, astfel încât acest eveniment să se apropie tot mai mult. Nu știm când vom ajunge la nivelul celui de la Viena, Balul Operei din Viena, dar pas cu pas sperăm ca să avem de la în câțiva anișori să ajungem acolo în preajma lor. Dar simțiți așa atmosfera balurilor vieneze? Da, încetişor o simțim și mă bucur că avem feedback-uri tot mai bune de la an la an, pentru că în spatele acestui eveniment este foarte multă muncă, foarte multă pasiune, oamenii sunt implicați cu multe săptămâni și luni înainte pentru ca totul să iasă perfect, pentru că la un astfel de eveniment lumea este atentă între timp și la detalii. De la an la an ne-am făcut obișnuința de a privi tot mai intensiv, să zic eu, tot mai aproape de micile detalii care vrem să le corectăm. Așa cum spuneam la început, Balul Operei este o poveste așa creată din detalii, decor, ținută, exact, artiști și așa mai departe. Ce simțiți că transmiteți invitațiilor care sunt prezenți aici în fiecare an, dar și celor care ne urmăresc de acasă, la televizor sau online? Practic, ce transmite Balul Operei? Care este scopul? Eu cred că Balul Operei trebuie să transmită comunității, membrilor acestei cetăți clujene sau celor din afara Clujului, un mesaj de liniște, de pace, de mândrie, un mesaj de normalitate, al faptului că suntem pe drumul cel bun, suntem pe drumul cel bun al integrării europene. Orașul nostru și România seamănă tot mai mult cu marile metropole europene. Cred că este, pentru fiecare ar trebui să fie o confirmare a faptului că această țară și noi în general ne-am făcut lecțiile în ultimii 20 de ani și ne apropiem de ceea ce ne-am dorit la Revoluție să facem din această țară. Acesta este mesajul. Vorbeam și cu domnul Ștefan la început că este foarte frumos că acest eveniment își păstrează conceptul, însă în același timp evoluează de la an la an. Dumneavoastră, în calitate de coorganizator, ce vă propuneți pentru viitorul Balului Operei? Nu vreau să fiu indiscret, pentru că vioara întâia este domnul Florin Ștefan, directorul Operei Naționale din Cluj-Napoca. Ce pot să vă spun este faptul că noi de la an la an o să încercăm să-l sprijinim tot mai mult, astfel încât să mobilizăm resursele materiale, financiare de care dânsul are nevoie. Noi nu avem un rol de a modela actul artistic, de a interveni în procesele operaționale, așa cum facem în business. Noi suntem, practic, acei suporteri din background care îl sprijină în a-i asigura resursele. Este o ediție aniversară, așa cum spuneam, un număr frumos, 30, s-au împlinit 30 de ediții. De ce este important ca acest eveniment să-și păstreze continuitatea? Eu cred că este important pentru că, așa cum spuneam la întrebarea anterioară, lumea are nevoie de un semn de normalitate. Avem nevoie de echilibru, avem nevoie de încredere în viitor, avem nevoie de un anumit gen de mândrie locală, regională și națională.
pentru că de multe ori am impresia că ne ascundem în spatele unor neajunsuri, unor mici probleme, mici sau mai mari probleme care le avem, care sunt normale, și uităm să vedem progresul general semnificativ care l-am făcut. Și cred că prin această evoluție de la an la an, prin îmbunătățire de la an la an, venim și noi pe zona asta artistică, lirică, cum ar zice Florin Estefan, venim și confirmăm comunității, confirmăm concetățenilor noștri că, într-adevăr, viața culturală din Cluj capătă tot mai mult amprenta unei metropole europene. Deci simțiți această schimbare în ultimii ani? În mod evident. Ce așteptări aveți de la această seară? Este o listă de invitații extraordinară. Da, este un mozaic de trăiri, emoții. M-am uitat peste program, sunt mândru de acest program. Nu intuiam acum câțiva ani că se va ajunge la această dimensiune, să vă spun sincer. Și nu pot, de fiecare dată am așa în... Când stau și mă gândesc, un sentiment de mulțumire că, uite, totuși se pot face lucruri, se pot mișca lucrurile spre înainte, nu numai că și aici, în România. Îndeoseb aici la noi ar trebui să le mișcăm înainte, cu mândrie și cu încredere în viitor. Vă mulțumim foarte mult, să aveți o seară minunată și un bal așa cum vi-l doriți, să întreacă inclusiv așteptările dumneavoastră ale organizatorilor. Da, mulțumesc mult, să rămânem. Seară frumoasă. Doamnelor și domnilor, vă reamintim, evenimentul poate fi urmărit pe TVR Cluj și pe TVR Cultural și online pe paginile de Facebook, TVR Cluj și Radio România Muzical. Este foarte importantă și ținută în această seară, de aceea în imagini veți observa că doamnele sunt cu rochii lungi până în pământ, iar domnii au avut de ales între frac și tuxedo. Continuăm să primim invitații aici pe covorul roșu. Alături de noi avem onoarea să îl invităm pe un solist care a început aici, la Cluj, iar apoi a avut un parcurs profesionist pur și simplu impresionant. Cred că nu există om de aici din Cluj care să nu-l cunoască. Adrian Sâmpetrean, bună seara și bine ați venit la bal! Salut, una, bună seara, bine v-am găsit, este o plăcere să mă aflu aici. Vă mulțumim foarte mult. Ați urcat pe cele mai mari scene ale lumii, Teatrul La Scala din Milano, Teatrul Bolșoi din Moscova. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să reveniți aici, unde a început totul și cu o astfel de ocazie, Valul Operei? O mare emoție, în primul rând, o mare bucurie. Este întotdeauna o ocazie specială. Atunci când pot să mă aflu aici și pe scenă, și în sală, și cu atât mai mult la un eveniment de o asemenea învergură, care eu cred că face cinste, în primul rând, instituției, face cinste orașului și este un eveniment care poate fi comparat cu cele mai importante din lume. Ați călătorit atât de mult și ați cântat, așa cum spuneam, pe cele mai mari scene ale lumii. Simțiți aici, resimțiți atmosfera balurilor vieneze? Da, evident, evident. Atmosfera este extrem de plăcută. Mi se pare că totul este foarte bine organizat. Cred că trebuie să existe un echilibru între etichetă și totuși o atmosferă destinsă în același timp, ca lumea se simtă bine, și eu cred că aici este echilibrul corect. Așa cum spuneam la început, reveniți periodic aici la Cluj, de aceea oamenii vă cunosc, vă admiră, vin la spectacole. Spuneți-ne ce roluri ați avut aici la Opera Clujană în ultimii ani. Ultimele au fost chiar anul trecut. Am apărut ca și Dulca Mara din Elixirul Dragostei și Sir Giorgio din Puritanii. Au fost două spectacole pe care m-am bucurat foarte mult să le pot face aici, pentru că nu cântasem în niciunul dintre ele la Cluj încă până anul trecut, iar unul dintre motivele de suflet a fost faptul că nici părinții mei nu m-au auziseră în niciunul dintre aceste două roluri. Și atunci a fost o bucurie să le pot prezenta în fața publicului, în fața lor, evident că asta este totdeauna o mare, mare bucurie să iau în sală, la fel ca și pe toți cei din familie, așa că... Cred că asta este una dintre cele mai puternice emoții. Este cea mai mare bucurie, într-adevăr, mai ales că acum și fiul meu a crescut, are deja aproape 4 ani. Și deja, cred că în 2022, pentru prima dată, a fost la Aix-en-Provence, unde am avut o producție și l-am luat un pic cu mine pe scenă, deci a fost interesant să-l văd. Ce acolo. Frumos. E un sentiment aparte. Și da, acestea au fost ultimele două producții pe care le-am făcut aici și întotdeauna revin cu mare drag atunci când programul permite, când programul instituției permite, când reușim să ne punem de acord și... De ce alegeți să reveniți periodic aici unde a început totul? Am înțeles, familia este un motiv foarte important.
De ce aleg? Aleg pentru că mi se pare absolut normal. Este... Nu știu dacă este o alegere sau mi se pare o normalitate. Pentru că rădăcinile rămân întotdeauna cele care te ancorează în realitate și pentru mine aici a început totul. În urmă cu 21 de ani, fără vreo două luni, aici a fost debutul meu absolut pe scena unei opere și nu poți să nu fie ăsta un sentiment extrem de important, extrem de plăcut și extrem de plin de satisfacție să revii acolo unde a început totul, cu atât mai mult cu cât acolo unde a început totul înseamnă și casa ta și orașul tău natal și... Vă mulțumim foarte mult și să aveți parte de o seară minunată aici acasă. Vă mulțumesc tare, tare mult. Mulțumesc. Mulțumim, doamnelor și domnilor. Vă reamintim, suntem la cea de-a 30-a ediție a Balului Operei. O ediție aniversară, plină de fast, de eleganță, de rafinament. Un moment important în această seară va fi și înmânarea premiilor de excelență, așadar rămâneți alături de noi, la ora 20 va începe spectacolul. Am alături de mine în acest moment o prezență cu totul deosebită, baroana Ileana Crip-Costinescu, nepoata prințesei Maria Știrbei. Bună seara, bine ați venit la bal! Bine v-am găsit a doua oară și la 30-a aniversare a acestui bal. Și vă mulțumesc tuturor că putem fi aici. Așadar, bine ați revenit la bal, mai bine așa spus. Deducem că v-a plăcut foarte mult ediția din 2023, dacă ați revenit. De aceea ne regăsiți aici și regăsiți și vinul Știrbei. Și noi profităm de toată organizația asta minunată pe care o faceți și ne simțim acasă. Spuneți-ne, vă rog, ce v-a impresionat anul trecut? Ce v-a făcut să reveniți, cu alte cuvinte? Bună organizație, bunul gust, bună decorație și mai ales bunii actori, reprezentanți ai muzicii, ai baletului și sunt părți care ne încântă în viață și care ne umplă inima. Aveți un moment sau un element preferat, așa, în cadrul balului? Îmi place foarte mult muzica orchestrală și vocală și balet. În fond, îmi place tot, de aceea sunt aici. Am înțeles. Deci, întreg conceptul. Așa. Dumneavoastră, cu siguranță, ați participat la evenimente de înaltă clasă în întreaga lume. Știm că ați locuit și în străinătate o lungă perioadă de timp. Spuneți-ne, vă rog, cea mai lungă perioadă de timp, unde ați locuit mai exact? Am trăit în Franța, Germania și Austria. Așa, deci ne puteți spune... Și Austria o regăsesc aici. Asta voiam să vă întreb. Prin a dansa spuneți-ne valsul și prea profita de acest loc minunat. Deci regăsiți aici atmosfera balului vienez? Da. Bun. Cred că chiar mai bine, fiindcă este mai intim și mai, pot zice, chiar mai agreabil. Am înțeles. Veți valsa? Este acel moment așteptat? Cu siguranță. Să nu mă filmați, fiindcă nu dansez frumos, dar cu cea mai mare pasiune. Dumneavoastră sunteți cea mai în măsură să ne spuneți câteva cuvinte și despre arta vinurilor și cum se îmbină arta vinului cu artele spectacolului. Vă las pe dumneavoastră. Arta vinului este felul cum este făcut vinul, felul cum este băut vinul și în ce context. Mai frumos ca aici nu există. Deci aici se potrivește. Arta, în general, încântă persoana umană și aveți de la istorie până la desen și tot ce este creație. Vinul este o creație. De ce credeți că este important ca astfel de evenimente ca Balul Operei să aibă continuitate, să devină tradiții în comunitățile noastre? Fiindcă este un mod foarte frumos de a comunica și de a redeschide orizonturile pe care în ziua de zi cu zi sunt neglijate, pur și simplu. Vă mulțumim foarte mult! Să aveți o seară cât mai frumoasă! Mulțumim! Mulțumim! Doamnelor și domnilor, aproape de miezul nopții, Orchestra Muzicii Reprezentative a Ministerului Apărării Naționale va lansa spectatorilor mult așteptata invitație la vals și oamenii vor fi invitați pe cel mai elegant ring de dans al momentului. Vă amintim, evenimentul va fi transmis în direct pe TVR Cluj și TVR Cultural și online pe paginile de Facebook TVR Cluj și Radio România Muzical. Iar alături de noi este și ultimul nostru invitat pe covorul roșu, dar nu cel din urmă, domnul Cristian Rudic, manager general al Operei Române din Timișoara. Bine v-am găsit! Mâine.
Spuneți-ne, vă rog, cum regăsiți atmosfera de aici, de la Balul Operei? Absolut fantastică, e plină de șarm, de fracuri, așa, de stil, de femei frumoase și parcă ăsta e rolul unui bal, nu? Îl felicit pe Florin Estefan că reușește să ducă tradiția aceasta mai veche de 3 decenii deja al Balului Operei din Cluj. E deja pentru noi toți un brand al strălucirii, mai ales că Timișoara și Clujul sunt surori, suntem sora mai tânără. În urma dictaturii de la Viena, când s-a cedat Ardealul, Manu Forte Militaris, opera din Cluj s-a refugiat în Timișoara în 1940 și i-a obișnuit pe timișoreni cu ce? Cu ce știau ei să facă? Cu spectacole de operă, de operete, de balet. După ce s-a terminat războiul, Clujul s-a întors acasă, dar nu toți. Și în jurul nucleului de artiști rămași de la Cluj, prima directoare, Aca de Barbă, opere din Timișoara, a înființat opera sub semnătura de ctitorire a majestății sale Mihai I al României. Ei bine, înainte de a fi forțat înspre refugiu, înspre exil, regele a apucat să semneze actul de ctitorire a Operei Naționale Române din Timișoara. În jurul acestor artiști de la Cluj, iată că filiația este absolut directă și împărțim idealuri și astăzi, cu osebire, vă doresc tot succesul din lume ca până acum. Cu siguranță un plus de strălucire îl conferă prezența Ministrului Culturii, doamna Raluca Turcan. Și până astăzi există o colaborare extraordinară între Opera Română din Timișoara și cea din Cluj-Napoca. Spuneți-ne ce proiecte aveți împreună. În primul rând, noi ne schimbăm artiști între noi foarte des. Florin Estefan a cântat pe scena Operei din Timișoara foarte des, el știe mai bine decât mine de câte ori. Timișoarenii cântă pe scena aceasta. Vă spuneam, idealurile sunt comune și din totdeauna a existat această complicitate a celor două instituții, cât și o legătură personală a mea cu Florin Estefan, care durează de foarte mult timp și scena leagă. De ce este importantă această colaborare între instituțiile de cultură? Pentru că au aceeași misiune, chiar dacă nu totdeauna aceeași viziune, dar misiunea rămâne aceeași, de a împărți excelență, de a îndruma către frumos, de a educa. E aici valabil, la Timișoara valabil, la Bruxelles valabil, este în toată Europa valabil. Eu sunt un mare susținător al acestei idei europene. Timișoara nu este foarte departe, clujenii merg adesea acolo, timișorenii vin adesea la Cluj. Aveți o invitație pentru clujeni la Opera Română din Timișoara? Ce spectacole puneți în scenă acum? Dar vă invit cu drag oricând la Timișoara. Vă invit mai... În 27, de exemplu, avem o baiaderă proaspătă. Este foarte frumoasă, e un balet romantic. Și la tot afișul lunilor noastre, care seamănă cu al vostru, dar nu-i la fel cu al vostru, pentru că diversitatea e importantă în artă, evident. Cu siguranță avem ce vedea. Vă mulțumim foarte mult, să aveți o seară minunată aici la Cluj. Vă mulțumim, să rămână. Doamnelor și domnilor, numărătoarea inversă a început, artiștii sunt pregătiți, publicul și-a ocupat locurile, toată lumea este așadar pregătită pentru Balul Operei 2024. Numele meu este Sorina Noroc, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, predăm legătura în studioul TVR Cluj. Să aveți o seară minunată!